Rapidului. Pot să-i spun în față, este un mincinos, Victor Angelescu. Îmi pare rău să-i spun. Este mincinos, pentru că nu este adevărat. Eu, în afară de Hlistei, Bonin, unde mi-am dat acordul, și v-am spus cum a fost cu Labo, când m-a pus să aleg între doi inși, ai zis că ai ales Labo cel mai mic. Da, așa. În rest, eu n-am avut parte la... De fapt, a spus și Nicolescu în emisiunea ta că eu mi-am tăiat relațiile. Cum mi-am tăiat relațiile? De nu m-am mai fost luat în seamă. Tocmai pentru că mă opuneam acestor transferuri. Pe care le făcea, pe care le făcea el. El, eu l-am cunoscut ca un băiat inteligent și care a ajuns de la telemarketer să fie directorul nu știu ce companie. Da. Foarte frumos, o realizare extraordinară. Nu se poate face acest lucru la fotbal. Nu poți să crești într-un an cât alții în 10. Chiar vorbeam și cu Dan Alexa și zic, băi, zic, a ajuns să ne certe Victor Angelescu, care e de 2 ani în fotbal, care acum 3 ani era bucuros să dea mâna cu noi. Adică nu prea le iau în seamă ce zice, dar faptul că el minte, și mai sunt multe, care o să le spun live, că minte. Le vom discuta pe toate. Clar. Nu mă enervează. Te văd un pic enervat. Mă enervează minciuna, minciuna mă enervează. Deci nu te-ai implicat la toate transferurile? Nu m-am implicat decât la ce v-am spus eu. Okay. Cei care i-am adus eu, 6, Hlistei, Bonin, mi-am dat acordul. Eu nici n-am știut că vinea la mine. Nici Giurici, i-am zis, bă, din punctul meu, nu cred că e ce trebuie. Bă, îți dai seama, 2-2. Să dau și bani pe el. Deci nu am știut, sunt niște minciuni. Pe Dulcani nu-l cunoșteam. Eram cu el în mașină când m-a sunat impresarul lui Dulca și zic, bă, cine-i Dulca ăsta? Zice, las că-l știu eu. Și la vreo săptămână, Marian Savu, puteți să confirmați. Eu nu știam cine. Zic, bă, cine mă Dulca? Știam pe băiatul lui Cristi, pe tatăl, pe nepotul. Pe tatăl. Da, nici pe băiat nu-l știam. Pe Marco. Și la vreo 2 săptămâni ziceam, Gerescu, luăm pe Dulca. Luați-l. Bun. Un alt episod ca să-ți dau dovadă. Te rog. Gianni Crețu. Mă întâlnesc cu Pancone la Coresi și îmi zice, bă, tu l-ai refuzat pe Gianni Crețu? Zic, da, dacă nu-l cunosc. M-a întrebat Bălănescu, zic, nu-l vrei pe Gianni Crețu? Nu știu cine e Bogdane. De ce să zic da sau nu? Nu știu cum joacă. Nu știu ce. Nu, domnule, că am vorbit eu cu Giovanni Gatalom. Bine, mă, luați-l. Astea au fost. Acum eu știu ce vrea să facă. A aruncat-o foarte frumos și el și Niculescu pe mine și pe Pancu. Că suntem rapidiști. Dacă tu spui că o ceartă între doi oameni poate să fie determinantă în nepromovare. Păi cine a făcut 20 de transferuri? 14 transferuri Victor Angelescu. Uite, cine nu l-a dat? Declarație strict pe transferul lui Victor Angelescu la GSP. Transferurile au fost făcute de Pancu, Ovidiu Burcă, Florin Manea și cu mine ca finanțator care doar am spus da sau nu în final. Mi-am dat acceptul. Practic nu m-am implicat direct. Vrei să-ți arăt fișe făcute de el la jucători? Îmi făcea fișe mie. Mi-a făcut fișe la Malo. Le am acasă. Eu am dovezi. Eu am referate. Deci Victor Angelescu s-a implicat activ la transfer, nu el doar le da făcea, sau nu? El le prezenta, el prezenta jucătorii și să vă mai spun altceva, s-a ajuns la un și să-mi spun în față că mint. S-a ajuns la un moment în care îmi zicea nu mai prezenta lui Pancu direct, zi dă-mi mie să-i prezint eu, să nu știe că-s de la tine. Deci așa se ajunsese. Deci l-a luat valul cumva pe Victor Angelescu să fie și el deci manager el, el de este victima propriului succes de la Snagov, dar Rapidul nu e Snagov. El se joacă premier manager, e un copil care dorește, este foarte, mi-am dat seama, este un om orgolios. Are un orgoliu, un orgoliu, vrea să reușească și în asta. I-a reușit în viața privată cu ce face el cu APS-ul, dar fotbalul e fotbal. El la fotbal e nimeni. Dacă nu era rapid, nu știa lumea cine e. E adevărat aici. Bun, mai spune Victor Angelescu, la cam toate transferul la care Florin Manea s-a opus, jucătorii nu au venit. Care? Singurul, a spus singurul la care s-a votat, spune că tu ai fost singurul care ai refuzat, este Vali Alexandru. Nu, am refuzat. Lui Burcă, mie și lui Pancu ne-a plăcut Vali Alexandru și a venit. Păi lui și lui Pancu le-au... Deci, nu minte când spune că Pancu a știut de toate transferurile care au venit. Așa. Rapid. Deci, fără acceptul lui Pancu, nu se făcea. Da. Asta vă spun și la jucătorii mei, Pancu și-a dat acceptul. Care, ai mei, care am propus eu, că nu erau ai mei toți. Da, a fost un fotbalist foarte bun, propus de tine la Rapid, care să fie refuzat și pe aia să confirme la un nivel bun? Păi a fost, ai văzut și cel din Franța, care a ajuns să joace la Lille, l-am adus Jean Onana. Onana, așa. Am adus în Liga 3-a. L-am propus pe Mihai Roman. Mihai Roman care? Atacantul de la Craiova. Mihai Roman 2. Da, care a fost la Botoșani. Da, vârful. Așa, vârful. Au zis că nu, că e lent, că nu. Și au mai fost
sunt. Deci tu puteai să aduci pe Mihai Roman la Rapid? Vorbisem cu el și vreau să-l aduc la Rapid. Deci eu puteai să faci chestia asta? Da, că normal că puteam să fac. Acum, nu știu. Păi era de legat de Craiova, dar dacă luam acceptul lui, îl luam împrumut, îl luam cumva. Bun. Mie îmi place mult Mihai Roman, pentru mai ales ce doream noi. Angelescu, eu i-am propus doar pe Hlistei, Oanea și la Beo pentru că îmi plăceau. Nu, și pe Dulca tot el a propus și pe Dodoie a zis că e pariul lui. Că i-am zis, băi Victore, nu mi se pare normal să dai banii ăștia pe el. Că a dat CFR Cluj 300.000. Zic, asta știi tu, dar în adevărat n-a dat nimic CFR Cluj. Că știu pe cel care l-a dus la CFR Cluj. Și, domne, e pariul meu, fac ce vreau. Bine, banii tăi. A, deci avea o atitudine de genul, nu mă interesează ce spuneți voi, eu hotărăsc. E normal. Eu de ce crezi că... M-a contrazis pe mine, m-a contrazis pe Alexa. De ce nu l-a contrazis pe Rada? Că a zis că făcea 4-3-3. Marian Rada, nu, a spus că făcea nu vrea să comenteze așa. Pentru că este o glorie a clubului Marian Rada. Și eu nu sunt. E adevărat asta? E adevărat asta că s-a dus cu tabla și cu pulurile să așeze jucătorii în 4-3-3? Nu minte Marian Rada. Eu l-am văzut de multe ori că se încerca să facă să bage la tactică. Pe asta e grav, Florine, dacă... E foarte grav. Eu i-am zis. Zic, bă, Victor, nu suntem la APS aici. Eu am avut o ceartă cu el la pauza meciului cu Reșița și i-am spus, zic, bă, spune-mi, faceți cursuri de director sportiv acolo, că mă înscriu și eu. Ai înțeles? Da. Vorbesc cu foarte mulți oameni din fotbal. Acum și declarațiile alea, că 75% are Pancone dreptate. Eu cu Pancu pot să mă cer, că suntem oameni de fotbal. Mâine, poi mine o să lucrăm. Tu, Victor, aveai de un fotbal de 2 minute și ne învață pe toți, ne ceartă pe toți. Eu înțeleg dorința lui, am apreciat că investește la Rapid, îl apreciem pentru asta, dar să nu uite că Rapidul e casa mea și a lui Pancu și a lui Rada, el e oaspete în casa mea, mie n-are ce să-mi facă mie la Rapid, că nu mai sunt sau nu sunt la Rapid, eu tot la Rapid sunt. Eu fac parte din, prin numele tatălui meu și prin ce o să urmeze, noi suntem rapidiști din tată în fiu. Nu are ce să ne facă, dar nu vreau să mintă și a devenit periculos. A devenit periculos de ce? Pentru că una spune și alta face.